Bună dimineața! Astăzi ne aflăm în Bușteni, evident, și vom aborda o clasică de-a noastră, care o să fie o premieră pentru Adelin, aici de față. Și vom merge în felul următor. Am trecut deja de castelul Cantacuzino și vom aborda traseul care ajunge în culmea Zamora, triunghi roșu, până sub vârful Băiuțul, după care vom intra pe marcaj bandă roșie, marcaj de creastă, și vom ajunge în zona domeniului schiabil Azuga, mai exact la Popasul Uriașilor, pe care vom intra în traseul triunghi albastru și vom coborî în Azuga sau la marginea orașului Azuga la intrare. Cam asta este, sperăm să nu avem probleme cu vremea. Cam atât. Era destul de rece când am plecat de acasă, dar a ieșit un pic soarele și deja ne-am încălzit, așa că este necesar să ne dezechipăm un pic, altfel murim de cald. Haide, tu ce gândeai? Să-mi dau geaca jos că mi-e cald. Păi, haide. Păi trebuie să avem de mers, trebuie să ieșim în Azuga azi. Știu. O să fie o tură epică. Corect. Iar azi, maestrul Dani. Cum a fost Dani ieri și alaltă? Proaspăt întors de la două competiții majore pentru mine și care marchează cumva finalul acestui sezon competițional pentru mine. Nu că mi-e frumos. Așa, practic am avut sâmbătă, am avut o cursă de 11 km, o probă de cross la Alba Iulia City Race. După care, duminică, ieri, am avut proba de campionat național de maraton la Timișoara, 42 de km, 195 de metri, unde am devenit vicecampion național și mi-am făcut și un personal best de 2 ore, 34 de minute și 46 de secunde. Totul un grafic, nu mă așteptam la timpul acesta, pentru că eu mi-am propusesem să termin cursa cât mai fresh, dar se pare că a mers fuga, așa cum ne place să spunem. Și iată că am terminat și cele două curse. Mai am un obiectiv pe anul acesta și anume Azuga Trail Race, o probă de 25 de km cu 1330 diferențe de nivel, după care se intră în pregătirea de sezon 2024. Super tare, bravo Dani! Și după o bine meritată pauză în care am stat și ne-am relaxat la soare, am mâncat, în ciuda faptului că este soare, bate vântul cumplit și este foarte frig, dar cu toate acestea țin să vă anunț că suntem la începutul culmii Zamora. De aici avem de urcat destul de mult. Vom fi expuși vântului mai mult decât până acum, dar ne-am reîncărcat bateriile și dăm tot înainte. Ne auzim pe parcurs! Și să urcăm culmea Zamorei. În fața noastră se află vârful Băiuțul cu o altitudine de 1817 metri. Și ne îndreptăm spre pasul Roșilor în Azuga. Am trecut de popasa uriașilor, suntem pe coborâre. Nu știu dacă în toate momentele de azi ați reușit să ne auziți, pentru că a bătut vântul, dar așa este pe munte. Practic, acum ne bucurăm de ultimul nostru peisaj către toți munții din zonă, după care intrăm pe traseul din pădure. Ne luăm rămas bun de la acest frumos peisaj și ne pregătim să intrăm în pădure. Trebuie să recunosc că pe această porțiune nu am mai fost niciodată. Chiar dacă este același marcaj, eu de obicei ajungeam undeva pe traseul de biciclete. Dar oricum și acela se intersecta cu acest traseu. Ne apropiem de finalul acestei drumeții. O drumeție ce a fost extrem de plăcută, iar vremea ne-a ajutat. Chiar am avut o zi excelentă. A bătut un pic vântul, dar nu a fost chiar atât de frig încât să te sperii. Cu toate că frumoasa mea soție a luat la un moment dat două hanorace pe ea. Eu am rezistat totuși în tricou. Încă un pic și ieșim la drumul național 1, de unde ne vom decide cum facem să ajungem spre Bușteni. Ora 6:22, ne apropiem să ieșim în Azuga, la DN1. Suntem cu toții bine, bucuroși că am terminat pe lumină în prima fază. Adelin e mulțumit, a făcut 4 vârfuri. Ești mulțumit, nu? Mi-a arătat că e ok. Deci toată lumea mulțumită și acum să vedem cu ce ajungem la Bușteni. Nu uitați, dacă vă place ceea ce face activitatea lui Ciprian, dați un like, share și subscribe canalului Design Extreme. Vă pup și vă doresc drumeții frumoase. La revedere!